Chiar dacă este interzisă vânzarea energizantelor către minori, comercianții închid ochii în fața legii pentru a face profit. Doi copii au fost filmați în timp ce consumau băuturile periculoase înainte de a merge la muncă pe câmp. În ciuda amenzilor usturătoare, chiar și a avertizmentelor date de medici, regulile sunt încălcate atât de vânzători cât și de cei care cumpără. Urmăriți un material filmat cu o cameră ascunsă. Culegeți că nu, ăla nu-i bun deloc să-l bei. Știi să citești? Da. Citește pe etichetă să vezi care numai lucruri nesănătoase. Bea sucuri de fructă. Câți ani? 15. 15? Da. Și tu? Câți ani? 10. 10? Da. Cei doi puști pe care i-a întâlnit fostul șef ANPC abia au atins vârsta adolescenței. Înainte să meargă pe câmp la muncă, cei doi frați și-au cumpărat câte o băutură energizantă. Cel mai probabil s-au gândit că astfel vor căpăta o doză în plus de energie, însă în realitate și-au asumat un risc uriaș. La 10 ani bea, da. Am încercat eu să-i spun că nu e bun, dar nu părea convins. Până la urmă, e cineva. Chiar dacă legea interzice comercianților să vândă energizante minorilor, puțini sunt cei care țin cont de reguli. Fenomenul nu este întâlnit doar în mediul rural sau la magazinele mici, ci și în buricul târgului din marile orașe. La niciunul dintre cele trei magazine, vânzătorii nu s-au interesat de vârsta clientului. Chiar dacă băiatul le-a pus pe teșghea băuturi energizante și a cerut țigări, comercianții au servit cu ochii închiși, fără să le pese de amenziile uriașe sau de sănătatea adolescentului. Din păcate, în ultima vreme ajung tot mai mulți copii cu consum de substanțe energizante, de multe ori în asociere cu alcool și cu alte substanțe sau droguri care pot stimula partea de sistem nervos central. Solicităm foarte mult sistemul cardiovascular, palpitații, tremurături, creșteri tensionale, asociate cu dureri de cap. Firmele care comercializează băuturi energizante riscă amenzi de până la 20.000 de lei, iar acestea pot crește la 30.000 de lei dacă comercializarea are loc în școli sau instituții medicale. Aproape 40 de orașe din România ar putea să dispară în următorii ani din cauza depopulării. Zeci de mii de oameni care locuiesc în orașe mici și-au lăsat în urmă plaiurile natale și-au plecat în căutarea unui trai mai bun în țară sau peste hotare. Lipsa locurilor de muncă, a facilităților educaționale sau a serviciilor moderne ar putea transforma localitățile cândva înfloritoare în zone părăsite. Privind situația de la înălțime, totul pare perfect, dar imaginea e departe de așa ceva. Odată perla stațiunilor montane din România, predealul se îndreaptă ușor spre uitare. Fără zăpadă, nu există turiști, dar și localnicii dispar văzând cu ochii. În 2011, populația de aici din predeal era de aproximativ 4.800 de persoane. Recensământul din 2021 arată că orașul are cu aproape 800 de oameni mai puțin. Astfel că nu e de mirare că în astfel de zile, orice stradă din oraș este aproape goală. Acum cartierele par pustii, pentru că în blocurile din stațiune au mai rămas doar pensionarii. În această situație sunt și soții Cătană. Populația a scăzut, toată lumea a emigrat în Brașov, din cauza că în predeal nu sunt piețe, s-a desfințat piețe, e viața mai scumpă, e oraș turistic, sunt prețurile mai mari. Toate cumpărăturile le facem din Brașov, majoritatea cumpărăturilor. Păi de ce nu de aici, din predeal? Pentru că în predeal sunt prețuri duble aproape. Localnicii spun că nici măcar turismul nu mai e ca pe vremuri. A fost OJT-ul care a fost de turism, a fost IO-ul care a fost de turism, a fost BTT-ul la Pârâul Rece de turism. Deci turism a fost mai mult. Nu mai pot să îndrept nimic. Te resemnesc cu toate. O să-și mai recapete predealul strălucirea de altă dată? Nu, normal, nu. Trebuie. Trebuie, dar nu, e greu. Tinerii nu văd un viitor la ei acasă, iar pentru a avea un trai mai bun, aleg să plece din oraș. Tineretul ei pleacă la dincolo. La muncă, în străinătate. Da, sigur, sunt mulți, că eu care îi cunosc, că am lucrat în construcții și majoritatea care sunt au plecat. E numai turistic. Păi turistic. Restul ce să vă spun? A fost o fabrică de pâine numai ei. Fabrică de ceasuri, ca în Elveția. Parcă a rămas încremenită în timp de atâția ani. Da, a rămas pentru că toți primarii care au fost n-au făcut nimic, au furat. Tinerii au plecat sau ce s-o fi? Și ai noștri au fost plecați, au venit și au făcut firmă și lucrează aici. Merg, lucrează, vin înapoi.
Asta e. De-a lungul anilor, nici autoritățile nu au avut strategii de investiții care să țină locuitorii în oraș sau chiar să atragă oameni din alte zone ale țării. Un alt motiv pentru care oamenii aleg să plece din Predeal este infrastructura deficitară, de exemplu pe această stradă lăturalnică unde ne aflăm noi. Pe o porțiune de câteva zeci de metri am găsit câte o groapă în asfalt aproape la fiecare pas. Aproape 40 de orașe cu povești asemănătoare s-ar putea transforma în comune din cauza depopulării masive. Meduzele și algele fac deja parte din peisajul de pe litoralul românesc și ar trebui să ne obișnuim cu ele. Din cauza curenților și a temperaturilor foarte ridicate din apă, meduzele se apropie tot mai mult de țărm. Iar invazia algelor este un alt fenomen natural care se va repeta an de an, spun biologii. Veniți să vă dăm pește. Da, uite cât. Tone. Un meduz și o meduză. Așa arătau plasele pescarilor din Agigea weekendul trecut, pline cu meduze. Acestea apar mai ales în nordul litoralului. Iată situația din Năvodari. Foarte multe, foarte multe. Mari? Mari, și mari și mici. Vă este teamă? Mie nu. Dar vă deranjează așa? Normal, pentru că după câteva ore încep să miroase urât. De la jumătatea lunii iulie până acum mai tot timpul le văd. Nu peste tot, nu sunt pe tot malul, dar probabil unde sunt curenții mai puternici. Sunt bărbați mai curajoși care le ia și le duce în larg, dar nu știu dacă au vreo șansă. De fapt, n-ar trebui să le atingem pentru că unele specii pot produce iritații. În acest an, cu apă foarte caldă, am început o primăvară cu apă foarte caldă, a fost o înflorire algală puternică. Firește că au fost condiții bune pentru meduze să se dezvolte și bineînțeles că pe măsură ce începe să se arate toamna, începe să bată un vânt care să le împingă spre mal, să-și piardă viabilitatea și capacitatea de a înnota, ele ajung și în zona litorală, în zona plajelor chiar, sau în plasele pescarilor. În același timp, țărmul a fost acoperit și de o pătură de alge verzi. Vrei să intri în apă? Nu, e destul de murdară. Cum ți se pare plaja de aici? Dezamăgitoare. Ieri la fel a fost? Da, la fel. Am încercat să găsesc doar așa, decât puțin cu picioarele, în rest nu. De ce apar mai multe alge la noi față de situația de pe litoralul vecinilor din sud? Dunărea are un debit de aproximativ 6.000 de metri cubi la vărsarea în mare. Asta înseamnă o cantitate uriașă de apă dulce care aduce inclusiv nutrienți. Aproape de țărm, pe litoralul românesc, salinitatea scade, așa că sunt condiții pentru dezvoltarea mai multor specii de alge. Însă, la distanțe mai mari, spre sud, salinitatea crește iar, așa că algele apar în cantități mai mici. Se simte un miros specific, dar probabil că la o perioadă vor fi colectate când... Deja ieri erau mai mulți turiști. Probabil că parte din ei sunt, eu știu, deranjați. În luna august, Marea Neagră a atins 30 de grade, cea mai mare valoare din ultimii 25 de ani. Un nou trend se conturează în piețe. Cumpărătorii pleacă acasă cu mâna goală, dar cu burta plină, fără să cheltuie vreun leu. Se plimbă printre tarabe și gustă din fructele fiecărui producător. La final, cu pofta satisfăcută, pleacă fără să achiziționeze ceva. Producătorii au ajuns la limita răbdării și spun că se gândesc să interzică oamenilor să mai guste. Piețarii îi invită pe puținii clienți să guste, în speranța că poate vor cumpăra câte ceva. De cele mai multe ori, oamenii se înfruptă și pleacă mai departe. Dar n-au gust, sunt doar dulci. Toți sunt buni, merg. Ați cumpărat? Nu, de aici nu, n-am luat. Doar ați gustat acum? Da, normal să guste, adică să vezi ce marfă cumperi. Doar că mulți și-au făcut un obicei din a gusta și atât. Acest bărbat, de exemplu, ia câteva boabe de strugure și le mănâncă. Așteaptă câteva clipe și bagă iar mâna în același ciorchine. Cu toate astea, tot nu este sigur că vrea să scoată banii din buzunar. V-a convins gustul? Un pic. Un pic, așa. Merge, eu îi mănânc cu pâine, puțin caldă, să știți. E pe gustul dumneavoastră? Am trecut pe finish. Fie că vorbim de prune, caise, struguri sau nucă, o bună parte dintre clienți își fac poftele fără să cheltuie vreun ban, spun piețarii. Ne întreabă. Putem gusta, da. Gustă și plec. Asta e tot. Se întâmplă des? Foarte des. Câteva kilograme de fructe pierd zilnic vânzătorii din cauza pofticioșilor. Aici trebuie să ai nervi tari, să fii calm. Face pofta și pleacă acasă omul. Ce să fac? Devin irascibil așa pentru că
Nici nu pot să gust. Ia câte 3-4 prune să gust, să mănâncă două prune și mai am cadou la pachet. Deci sunt oameni pur și simplu care pentru asta trăiesc. Datele arată că numărul celor care trec pragul piețelor scade de la un an la altul. Doar 2 din 10 români se aprovizionează regulat de la piață. Un port pentru bărci și schijeturi, care ar fi trebuit să prindă viață sau să dea viață orașului Giurgiu, stă de izbeliște de luni întregi. Fără o explicație concretă, proiectul cheului a fost modificat pe parcurs. Au dispărut pontoane și a fost scurtată rampa de acces în apă, iar portul este acum impracticabil, fără vreo șansă să devină funcțional prea curând. Cum proiectul a fost făcut pe bani europeni, primăria orașului de pe Dunăre riscă să dea toată suma, 8 milioane de euro, înapoi. Suntem pe malul Dunării, la Giurgiu, un oraș cu un potențial turistic imens, care însă, decenii la rând, a fost pur și simplu ignorat și neglijat. Dunărea ar putea fi singura șansă a acestei comunități, însă, după cum se poate vedea, rarele proiecte care au apărut aici au fost făcute în bătaie de joc. Ceea ce astăzi ar fi trebuit să fie un port pentru mici embarcațiuni a ajuns să semene mai degrabă cu un șantier abandonat. Malul pe care stă în bătaia soarelui un presupus ponton la care trebuiau acum să fie acostate embarcațiuni nu a mai văzut apa de atât de mult timp încât s-a umplut de buruieni. Ne-am fi putut acosta bărcile, schijeturile, ne le-am putut acosta aici. Am fi beneficiat de curent, am fi beneficiat de apă. Povestea proiectului pe fonduri europene începe în urmă cu 6 ani. Pe atunci, planul era ca rezultatul final să arate altfel. Portul trebuia să aibă 6 pontoane transversale la care ar fi avut acces în total 60 de bărci. De altfel, și rampa de lansare a embarcațiunilor arăta diferit. Proiectul a fost însă modificat în 2022 și a ajuns la înfățișarea de astăzi. Practic s-a retras mai înspre mal toată construcția. Vis-a-vis pe malul celălalt al canalului funcționează un terminal de produse petroliere, iar la momentul când vin barje la descărcat, când acestea operează, efectiv atingeau malul opus, malul pe care este acum construcția realizată prin proiect. Am încercat să aflăm explicația reală de la edil, care însă avea motive întemeiate să lipsească de la muncă. Vrem să vă rezistăm de vorbă cu domnul primar. Exclus, domnul primar, fiind ziua lui de naștere astăzi. Cert e că proiectul a fost recepționat încă de la sfârșitul anului trecut, când apa ajungea la ponton. Problema e că doar în lunile de iarnă Dunărea urcă la un nivel care să facă portul funcțional. În restul anului pontonul și rampa stau pe uscat, iar pe poartă stă lacătul. La nivelul Dunării de astăzi și de zilele următoare și de în urmă cu o lună, trebuie să lansăm și să scoatem bărcile la apă la Oltenița sau Călăraș. Investiția de pe malul Dunării s-a ridicat la 3 milioane de euro. Este un proiect transfrontalier pentru care primăria Giurgiu a aplicat împreună cu autoritățile din Ruse. Vecinii bulgari au primit 5 milioane de euro pentru o construcție mai amplă. Lor le-a reușit. Grav este că în cazul unui control, partea română ar putea fi obligată să dea toți banii înapoi. Proiectul depus la Bruxelles a fost unul singur, de 8 milioane. Neîndeplinirea al nostru îi trage și pe cei din Bulgaria ca nefuncțional, chiar dacă al lor funcționează. Cine este de vină? Municipiul Giurgiu. Cine trebuie să plătească? Municipiul Giurgiu. În lipsa portului, la care visau iubitorii de embarcațiuni, încearcă să le scoată din Dunăre cum pot și pe unde pot. Hai! Nu mai încerca. Aici ne uită Dumnezeu. Pentru mulți însă nu funcționează nici improvizațiile. Nu putem că e malul abrupt atât, din cauza asta. Trebuie făcută rampă ca să poată să o lungim, să poată să bage piridoc cu oamenii. Când se fură banii, așa se întâmplă. Chiar și așa, cei de la primărie par a fi mulțumiți de investiția care se dovedește a fi inutilă în cea mai mare parte a anului. În viziunea noastră este un câștig faptul că acea zonă destul de generoasă este altfel organizat acum față de ceea ce era acum câțiva ani acolo. Adică era nimic, erau bălării. Scopul proiectului era de a dezvolta turismul în Giurgiu. De port s-ar fi folosit toți armatorii de plimbări cu barca sau schijetul pe Dunăre, iar cum folosirea facilității ar fi contracost, aceasta ar fi adus bani frumoși la bugetul local. Să începi relația pe rețelele de socializare a devenit o normalitate pentru tot mai mulți tineri și nu doar. Primul contact este cel cu fotografiile postate pe Instagram, așa că aspectul fizic este unul prioritar. Apoi conversațiile la distanță pot dura săptămâni întregi până la o primă întâlnire. Ce spun psihologii despre acest fenomen, vedem acum.
ne-am cunoscut pe internet. Cam așa se leagă relațiile de cuplu de peste 10 ani încoace. Vezi pe rețelele de socializare o persoană care arată bine și inițiezi o conversație. E și cazul acestor tineri care sunt împreună de 2 ani, dar prima întâlnire a avut loc doar după ce partenerul ales a trecut toate testele. 5-6 luni de vorbit și abia undeva ne-am început să vorbim prin aprilie și ne-am văzut prima dată prin august. Ne-am cunoscut pe o rețea de socializare, după care am avut prima întâlnire la un restaurant unde s-a cântat muzică live, am avut și un prim dans împreună. Așadar, telefoanele sunt cele care au ajuns să ne unească mai mult decât contactul vizual. Instagramul e terenul cel mai folosit pentru a-ți găsi jumătatea, apoi aplicațiile de dating. Sunt și aplicații, de exemplu, nu știu, sunt aplicații de special pentru astea. Dar și pe Instagram, depinde acum și tipul de oameni. Chiar dacă pozele de pe rețelele de socializare atrag, în continuare există și riscul unei dezamăgiri la prima întâlnire. Pentru că online poți să faci poze într-un anumit unghi, poți să mai păcălești așa la ochi, așa în față în față, știi cum arată persoana aia. E mai ușor să vorbești, să te conectezi cu cineva spiritual. Specialiștii încurajează începuturile de relații pe internet atâta vreme cât nu ne blocăm acolo. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că online-ul, în ceea ce privește relațiile, nu este un demon. Sigur, totul în exces dăunează. Apa pe care dumneavoastră o beți și care este primordială pentru viață, dacă o bei prea mult, medicii spun că dăunează. Adică orice dăunează. Însă de aici până a înfiera apa e o cale lungă. La fel și cu online. Dacă știm să-l tratăm cum trebuie, să-l folosim responsabil și să realizăm că de fapt e un instrument care ajută, nici de cum care înlocuiește umanitatea, e cât se poate de perfect. Din punct de vedere emoțional însă, cele mai sănătoase relații sunt cele care se nasc din contactul vizual. Depinde foarte mult cât stai acolo, cât de bună este comunicarea la început și cât de repede te hotărăști să ieși din online și să te vezi cu omul respectiv. Pentru că proba unei relații se dă atunci când ești față în față. Un studiu recent arată că o treime dintre cei care folosesc aplicațiile de dating o fac pentru a-și ocupa timpul, fără să-și caute neapărat jumătatea. V-ați întrebat vreodată cum este viața într-o căsuță de doar 25 de metri pătrați? E bine, puteți trăi această experiență în Bihor, acolo unde un tânăr antreprenor a deschis un complex turistic de tip tiny house, totul într-un cadru feeric, în inima munților. În acest sat risipit de munte, întâlnim un mic colț de rai, unde natura și simplitatea se împletesc perfect. Îndrăgostit de peisajele de aici, Dan a pus bazele unui complex turistic inedit, alcătuit din căsuțe de mici dimensiuni. Ideea a venit de la businessul Connect pe care îl avem, construim case mobile, tiny house-uri în toată Europa și am spus că e cel mai important să expunem și pentru români un concept nou de tiny house în inima munților Pădurea Craiului și să ne bucurăm de minimalism într-un cadru feric. Tânărul a deschis până acum 4 unități de cazare și o pregătește pe a 5. Conceptul se bucură de mare succes printre turiștii care vin din toată lumea pentru a se relaxa în refugiul din inima munților. We're just looking for a place that is out in the nature. We just saw the first picture of the place and it was, this looks really, really good. We wanted to go somewhere with nature, with vast, wide places that are less inhibited. And we heard from friends and also looked on the internet and found this is just great. The pictures show the place that is very well designed, very smart, very elegant. Toate căsuțele au propria terasă cu vedere spre munte, iar înăuntru turiștii au tot ce au nevoie la îndemână, într-un spațiu compact. Cel puțin o plită, un frigider, chiar cuptor. Fiecare casă are o capacitate de 4 persoane. Două sau un dormitor cu canapea extensibilă, au baie, bucătărie, living, totul în 25-30 de metri pătrați, cât este conceptul de tiny house. Prețul pentru o noapte de cazare într-o astfel de locație este de 550 de lei.
Are 90 de ani, face stand-up comedy pe internet și vorbim despre o bunicuță plină de viață care are atâtea de povestit și de împărtășit. Fostă Miss Sectorul 4, autodeclarată ispită sigură pentru bărbați și fostă șefă peste cofetărie, tanti Vasilica este acum muză de inspirație pentru mii de urmăritori. O vedeți astăzi, de la 14:30, într-un nou sezon, Asta e România. Și primăvara. Păi numai unul am agățat, vagoane și bărbați. Mi-a plăcut bărbații cum să pune untul pe pâine. Am mâncat, am băut, m-am distrat. Nu-mi pare rău mâine că mă ia. Îi spun, Doamne, eu sunt. Ia-mă. Are 90 de ani și a trăit într-o viață cât alții în 90 de vieți. Păi bărbații mei, am avut 20 ani. Și doi proști. Fostă Miss, ispită sigură pentru bărbați, tanti Vasilica e virală și motivațională. La dragoste se închide ochii sau se deschide ochii? Se deschide ochii, se vezi ce prost e deasupra ta. Scuze-mă, te rog. Muncesc în afară pentru o nuntă tradițională în țară. Mândrie oșanului, haile astea cred că ce le poartă și... Și căsle aici la noi să fac căsuri mari, să fac, își fac ei, dar vă spun drept, aici să muncești. Nunțile oșenilor, un spectacol scump și unic în lume. Confortul nu există aici. Sunt grele, ele, dar nu le interesează că sunt grele. Le place, chiar dacă stau, le place. Sunt frumoasă și un chic rezistă ele. Drulița mea. S-au trecut ani, s-au scurs încet, 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 până ne-a ajuns. S-a născut în 1924. Mergem în satul în care oamenii n-au timp să moară pentru că mai au încă de muncă. Dar de unde a ta forță la 95 de ani? Am fost de forță, eu spui clar. Muncesc cam, nu muncești n-ai. Munca e la bază. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept diseară, de la ora 18, la principalul jurnal al zilei. O zi bună să aveți, pe foarte curând! Până mâine dimineață avem în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Maramureș, Crișana, o parte din Transilvania, nordul Olteniei și al Munteniei și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade. În același timp avem în vigoare un cod portocaliu de caniculă în sudul și sud-vestul țării, inclusiv în capitală. Mercurul din termometre va urca până la 36-38 de grade Celsius. Astăzi, valul de căldură se va extinde și ușor intensifica. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, dar în Dobrogea, estul și sudul Munteniei, în a doua parte a zilei, vor fi înnorări trecătoare. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin cu ușoare înnorări. Se vor înregistra 36 de grade în Pitești, tot 36 și în Ploiești. În Transilvania cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât azi. Vor fi 32 de grade în Brașov, 36 în Alba Iulia. În Moldova, ziua de mâine aduce vreme caldă, dar totodată instabilă. Mercurul din termometre ajunge până la 32 de grade în Piatra Neamț, 36 în Galați. Vreme caldă cu cer senin se anunță și în vestul țării. Mercurul din termometre va crește simțitor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Vor fi 34 de grade Celsius în Baia Mare, 37 de grade în Arad. În Oltenia ne așteaptă o zi caniculară, iar din a doua parte a zilei vor fi și înnorări. Se vor înregistra 37 de grade Celsius la Craiova și 36 în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi predominant senin cu posibile înnorări. Mercurul din termometre va indica 29 de grade Celsius la Mangalia și 34 de grade Celsius la Megidia. În capitală, căldura persistă, așadar va fi o zi cu disconfort termic ridicat, iar maxima ajunge la 37 de grade.
La noapte cerul va fi variabil, iar temperaturile tropicale. Mercurul din termometre va indica 20 de grade Celsius. Și mâine va fi o zi deosebit de caldă, cu atmosferă însorită și o maximă de 37 de grade. La munte vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral vremea va fi caldă, iar disconfortul termic ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări după amiaza, când vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperatura apei mării va fi de 26-27 de grade.